Sănătate și bine ai venit printre martorii Crypto, unde am să-ți prezint pe scurt cele mai importante știri din lumea criptomonedelor. Linkurile surselor le găsești în descriere. Twitter a anunțat că vor implementa un bot de bacșiș ce folosește Bitcoin prin Lightning Network și caracteristicii de verificare a NFT-urilor pe platforma lor. Universitatea Wyoming a început mineritul de Bitcoin. Site-ul Fundației Bitcoin a fost piratat și acum promovează pe prima pagină șelăciunea cu dublatul banilor. Banca Centrală a Chinei a declarat că toate tranzacțiile legate de criptomonede sunt ilegale și trebuie interzise. Astfel de știri au tot apărut în ultimii 3-4 ani. Unii se panichează și vând, alții așteaptă dipul și cumpără. Parlamentarul Mike Waltz din Florida deține Bitcoin. Banca Rusiei îi avertizează pe investitori cu privire la criptomonede că majoritatea prezintă semne ale unor scheme Ponzi. Chestia asta chiar e adevărată. Din criptomonedele care le găsești pe piață, peste 90 din ele sunt scheme Ponzi. Este posibil ca Snoop Dogg să dețină XRP și acum știu sigur că Eddie Griffin deține XRP și nu este singurul din vedete. În ultima perioadă și câțiva Bitcoin Maxi și-au schimbat opinia și au început să investească în XRP. Acum ceva zile reapăruse teoria cu buyback-ul. Acum a apărut și un document unde mai multe entități, printre care și Valhill Capital și peste 20.000 de XRP holders, doresc ca Fed-ul să facă un buyback. 103,5 milioane de XRP au fost trimiși de balenele Anon Crypto către Binance. Armata XRP deține câteva secrete despre SEC în care apar câteva acte de corupție în diferite documente și videouri ce dovedesc asta. O femeie dă în judecată Apple pentru că a pierdut 474 de XRP într-o aplicație înșelătoare ce semăna cu un portofel bine cunoscut. Aveți grijă când descărcați aplicațiile pe telefon. SEC-ul a refuzat să dovedească dacă angajații săi a deținut sau nu XRP, lucru ce ridică întrebări. Un articol foarte bun de citit care te pune în temă cu tot ce a făcut Ripple săptămâna asta. Chiar dacă Ripple pare blocat din cauza procesului, ei au anunțat mai multe parteneriate în CBDC-uri și plăți. Novati este încântat să-și extindă parteneriatul cu Ripple în Thailanda pentru a procesa instantaneu plăți transfrontaliere prin blockchain și XRP. Banca Centrală din Bhutan, Autoritatea Monetară Regală, va folosi soluția Ripple CBDC pentru a pilota o monedă digitală a băncii centrale. Congresul SUA strecoară pe furiș amendamentul CryptoBill care autorizează moneda digitală a băncii centrale în etape. IOTX a scos primele ferme de producție, un sistem DeFi pe IOTX 101, DEX-uri, ferme de randament și piețe monetare. Gigantul de plată Nexi va folosi Quant Network. Cineva a plătit $70,000 în taxe Ethereum când a încercat să obțină NFT-ul revistei Time. Probabil o spălare de bani la mijloc. În caz că nu știai la ce se referea Web1, se referea la conectarea tuturor informațiilor din lume. Web2 se referea la conectarea tuturor oamenilor din lume și Web3 se referă la conectarea tuturor valorilor din lume. IOV, Internet of Value. O să auzi despre acest lucru foarte des la cei de la Ripple și Stellarum. Din IOV face parte și IOT, Internet of Things. Vezi mai multe despre IOTA, MIOTA și IOTX. Celsius, acum vreo două zile, userii nu au mai putut să se conecteze la aplicație prin Facebook și au trecut ceva zile și văd că nici acum nu s-a rezolvat problema. Între timp, oamenii au fost și la o petrecere, din câte am înțeles.
Podul Polygon Stellar extinde utilizarea XLM în DeFi. Aceste două medii principale de contracte inteligente vor fi 100% interoperabile odată cu lansarea noului bridge. Akon iubește XLM, declară într-un interviu cu BitBoy Crypto. XLM o să fie folosit în orașul inteligent al lui Akon. Acum, toate orașele din lume or să fie inteligente și toate or să folosească aiuri, iar toate aceste aiuri or să fie conectate la FCI pentru o învățare colectivă. Cam atâtea în video de azi, nu uitați, te rog, că nu sunt consultat financiar, iar ce spun aici nu trebuie luat ca atare. Dacă ți-a plăcut conținutul, te invit să dai un like și subscribe canalului. În rest, toate cele bune și spor la colecta cât mai multe criptomonede.